v-am spus mai devreme, el a inițiat programul de concurs la campionatul național de fond semifond, având experiența cu Răzvan Florea. El l-a antrenat pe Răzvan Florea atunci când a luat medalia la Jocurile Olimpice de la Atena. Cunosc în amănunt, după discuțiile nenumărate purtate cu domnul antrenor, despre modul cum antrenează și importanța pe care o dă celor două zone de efort, pragul anaerob și puterea maximă aerobă, zone de efort răspunzătoare de capacitatea aerobă a sportivului, și Răzvan Florea este unul din exemplele elocvente care ne dovedesc cu vârf și îndesat că antrenorul are dreptate atunci când gândește despre acest aspect al pregătirii. Este iarăși foarte bună. Robert Glință în semifinale la 50 metri spate la Abu Dhabi. Ținem pomii sportivului nostru după reușita de ieri la 100 metri spate, acum în semifinalele probei la 50 metri spate. Sigur,